Bună seara! O victorie foarte importantă în fața propriilor fani. Importantă, greu obținută, meritată. Felicit și oaspeții, pentru că au fost două echipe care au jucat, la fel ce am spus la început, că ne dorim cele trei puncte. Mulțumit, fericit de jucători, de felul cum au reacționat, că nu e ușor, cred că de două ori am fost, că mai sunt un pic obosit, să fii condus, să revii și să reușești să câștigi acest meci. Putem spune că ați fost foarte inspirat în ceea ce privește partea schimbărilor, pentru că toți cei care au intrat s-au făcut remarcați. Patru goluri, cei jucători care au intrat. Mă bucur, asta vreau să facă jucătorii care intră. Le-am spus că vor avea șanse să joace. Îi felicit. Mi-au demonstrat că pot să mă bazez pe ei. Am luat cele trei puncte care erau foarte importante. Și să știți că mergem înainte. Când îl vom vedea pe ultimul sosit aici la Arad, pe Imo? El a fost primul jucător care a venit și a întrebat dacă poate să joace luni. Și el încă nici nu semnase. Da. Când îl vom vedea? La meciul următor, mai mult ca sigur. E un jucător cu care am lucrat. Am avut un atac, Imo, Ezechiel și cu Mici Baciaui, amândoi 18 ani și au fost golgeteri în perioada, au marcat foarte multe goluri, are calitate, chiar dacă am văzut Cotaș, că n-a jucat, pe dacă iau și pe jucătorii care am adus, nici ăștia n-au jucat. Dar uitați că jucători care lumea spunea că n-au calitate, au și calitate și am format o echipă bună. Îmi pare rău. Și mi-era un pic teamă de situație, mai ales după ce am ratat play-off-ul, dar băieții au reacționat foarte bine și chiar mă bucur. Și acum trebuie să pregătim următorul meci, avem două săptămâni, mai puțin de două săptămâni, să pregătim meciul de la Cluj. Ce le-ați spus jucătorilor la pauză? Vă întrebăm asta pentru că am văzut, pare-se, o altă echipă. Da, la pauză au fost două incidente urâte care nu trebuie să se întâmple în vestiar, câteva reacții care mie nu mi-au plăcut, știi? Dar eu am răbdare, am experiență, trec, ieri, dar nu uit. Da? Dar îmi pare că din discuțiile care am avut cu doi jucători acolo, ceilalți au reacționat bine pe teren, da? Și îi felicit și... Victorie meritată și adversarul nostru a participat la acest spectacol. Trei puncte, astea sunt importante. Încă o dată, răbdare utiștilor, că m-a săturat, câte sfaturi și indicații dați. Toți sunteți Mourinho, haide Mourinho, găsește-ți echipă și poate mă lasă și pe mine lumea în pace. Dacă s-ar putea să-mi pierd eu răbdarea și n-ar fi bine, păcat de tot ce s-a creat aici. Mulțumim! Mulțumim!